Doamnelor și domnilor, bună ziua! Bun găsit la conferința de presă organizată cu ocazia celei de-a 8-a sesiuni a adunării parlamentare a Republicii Moldova și a Republicii Polone. Bună ziua, dragi prieteni, stimați colegi, colegi din Parlamentul Poloniei, dragi cetățeni! Astăzi ne bucurăm să-l avem alături pe omologul meu, vicemareșal al Parlamentului Camerei Deputaților din Polonia, domnul Terlecki, care conduce delegația adunării parlamentare la cea de 8-a reuniune a adunării parlamentare între Parlamentul Republicii Moldova și Republica Polonia. Și ne bucurăm de prezența colegilor noștri în aceste momente complicate prin care trece Republica Moldova. Witamy Państwa na konferencji prasowej zorganizowanej z okazji 8 sesji Zgromadzenia Parlamentarnego Republiki Mołdawii i Rzeczypospolitej Polskiej. Dzień dobry, drodzy przyjaciele, szanowni koledzy, szanowni obywatele. Chciałbym szczególnie powitać pana marszałka Sejmu Terleckiego, który jest przewodniczącym Zgromadzenia Parlamentarnego Republiki Mołdawii i Rzeczypospolitej Polskiej. Bardzo cieszymy się z obecności naszych przyjaciół z Polski w chwilach, które są tak trudne dla Republiki Mołdawii. Un vechi proverb spune că prietenul la nevoie se cunoaște și ne bucurăm de faptul că în aceste momente complicate, în această criză energetică care este lovită Republica Moldova, dificultățile de ordin macrofinanciar pe care le petrecem acum, avem sprijinul prietenilor noștri din Polonia. Przysłowie mówi, że przyjaciół poznaje się w biedzie. Tym bardziej jesteśmy wdzięczni, że w czasach, kiedy mamy kryzys energetyczny i trudności makroekonomiczne, mamy u boku naszych przyjaciół z Polski. Am petrecut acea de 8-a sesiune într-un mod productiv, am împărtășit colegilor din Polonia dificultățile pe care trecem, dar și realizările pe care le-am obținut în ultima perioadă, inclusiv în contextul noului statut de țară candidat la aderare la Uniunea Europeană. W czasie 8 sesji prowadziliśmy dyskusję na temat trudności, z którymi się borykamy, ale również mówiliśmy o sukcesach, które odnieśliśmy w ostatnim czasie. W tym też jednym z najnowszych sukcesów jest przyznanie Republice Mołdawii statusu kraju kandydującego do Unii Europejskiej. Colegii din Polonia și vicemareșalul Terlecki ne-au asigurat de sprijinul lor în procesul de reforme, în procesul de integrare europeană a Republicii Moldova. Nasi colegi z Polski, w tym pan marszałek Ryszard Terlecki, okazali nam wsparcie w naszym procesie reform i procesie przygotowania do integracji z Republiki Mołdawii z Unią Europejską. Ne bucurăm că există un consens larg în sistemul politic din Polonia vis-a-vis de sprijinul pentru Republica Moldova și acest sprijin s-a văzut și în anul trecut când guvernul Poloniei a intervenit prompt și a ajutat Republica Moldova într-un moment extrem de complicat din perspectivă energetică. Odnotowaliśmy szeroki konsensus, jeżeli chodzi o elity polityczne Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie udzielenia wsparcia Republice Mołdawii. To wsparcie w szczególny sposób odczuliśmy w zeszłym roku, kiedy naprawdę doczekaliśmy się bardzo szybkiej reakcji w trudnej sytuacji energetycznej, w jakiej znaleźliśmy się ze strony Rzeczypospolitej Polskiej. În numele Partidului Acțiune și Solidaritate, a conducerii Republicii Moldova, dar și a cetățenilor Republicii Moldova, vreau să-mi exprim recunoștința pentru omologului meu și bunilor noștri prieteni din Polonia, pentru tot sprijinul generos pe care îl oferă Republicii Moldova în aceste momente complicate. V imieniu Partii Acțiune și Solidaritate, ale również v imieniu wszystkich obywateli Republicii Moldavii, chciałbym bardzo
podziękować mojemu odpowiednikowi z Rzeczypospolitej Polskiej za to hojne wsparcie, które jest udzielane Republice Mołdawii. Și vreau să reconfirm devotamentul nostru ferm pentru integrarea europeană, pentru păstrarea Republicii Moldova în cadrul lumii libere și să vă ofer toate asigurările. Procesul de reformă în Republica Moldova va continua în pofida oricăror încercări de destabilizare a situației pe care nu le vom admite. Chciałbym ponownie potwierdzić pełne zaangażowanie Republiki Mołdawii w integrację europejską. Chcemy pozostać w wolnym świecie. Będziemy wszelkimi siłami wspierać proces reform, który zapoczątkowaliśmy, który ma nas doprowadzić do Unii Europejskiej bez względu na wszelkie próby destabilizacji sytuacji w kraju, do której nie dopuścimy. Încă o dată reiterez mulțumirile noastre domnului mareșal Terlecki și tuturor colegilor săi. Jeszcze raz kieruję słowa wdzięczności panu marszałkowi Terleckiemu i jego kolegom. Panie przewodniczący, szanowni państwo, no, całkowicie się zgadzam z panem przewodniczącym. Spotykamy się w trudnych czasach. To są trudne czasy dla was, dla Mołdawii, ale także trudne dla Polski, to są czasy trudne dla całej Europy, można powiedzieć nawet całego świata, ponieważ wojna, która toczy się w pobliżu naszych granic, no, zburzyła dotychczasowy pewien ład, który wydawało nam się, że będzie panować wiecznie. Tak nie jest i musimy się z tym pogodzić. Stimate domnule președinte, stimate domne, stimați domni, într-adevăr, domnul președinte are dreptate atunci când spune că ne întâlnim în niște circumstanțe dificile. Avem de-a face cu războiul, suntem atât Polonia, cât și țara dumneavoastră, cât și alte țări sunt într-o situație dificilă provocată de război. Războiul care a tulburat o ordine care ni se părea că va dura veșnic. I no, w tej sytuacji nowej i trudnej, w jakiej znaleźliśmy się i Mołdawia, i Polska, musimy być solidarni, musimy starać się sobie nawzajem pomagać. În această situație în care ne-am regăsit, atât Polonia, cât și Republica Moldova, trebuie să fim solidari, trebuie să ne ajutăm reciproc. Z pewnością potrzebne jest nowe jakby nowe spojrzenie na kwestie zaopatrzenia w źródła energii. Cu siguranță avem nevoie de o nouă privire în ceea ce privește alimentarea cu noi resurse de energie. Ale nam się wydaje, że potrzebne jest także nowe spojrzenie na problem siły militarnej państw, naszych państw. Credem însă că trebuie să avem și o nouă privire asupra forțelor militare ale statelor noastre. Jest takie przysłowie stare, że żeby zachować pokój, trzeba się przygotowywać do wojny. Există un proverb vechi care spune: dacă vrei să menții pacea, trebuie să te pregătești pentru război. No i wreszcie jest temat, który od w tym roku stał się aktualny i ważny, to jest kwestia kolejnego poszerzenia Unii Europejskiej. Și mai există încă o temă care a devenit anul acesta importantă, foarte importantă, anume încă o extindere a Uniunii Europene. Co się rzadko zdarza, Unia w tej kwestii była jednomyślna i podjęła decyzję o rozpoczęciu procedury starań o członkostwo dla dwóch państw, dla Ukrainy i Mołdawii. Nu se întâmplă acest lucru foarte des, însă Uniunea Europeană a fost unanimă în ceea ce privește inițierea negocierilor pentru statutul de candidat pentru Moldova și pentru Ucraina. Chcę zapewnić pana przewodniczącego, że Polska, polski parlament, polscy deputowani w Europejskim Parlamencie będą stanowczo opowiadać się za tym, żeby ten proces przebiegał jak najsprawniej i zakończył się jak najszybciej. Și vreau să vă asigur, domnule președinte, că atât Parlamentul Polon, cât și parlamentarii polonezi și europarlamentarii polonezi vor susține această cale pentru ca procesul să se încheie cât mai rapid. Panie przewodniczący, bardzo dziękuję za to spotkanie, za to, że mogliśmy znów odwiedzić piękną Mołdawię. Zapraszamy do Warszawy i myślę, że to jest nasza wspólna jakby opinia po zakończeniu tych obrad, że
no, nasza współpraca się rozwija świetnie, a wszystko przed nami, żeby rozwijała się jeszcze lepiej. Stimatele domnule președinte, vă mulțumesc foarte mult pentru invitația dumneavoastră. Am avut ocazia să revedem frumoasa Republică Moldova. Am stabilit că vom continua această colaborare care este deja excelentă între noi și vom organiza următoarea întâlnire. Vă invităm la noi. Bardzo dziękuję. Dacă sunt careva întrebări de la reprezentanții presei. Jeżeli sunt pytania od przedstawicieli prasy. Dacă nu sunt, vă mulțumim frumos. Jeżeli nie ma, bardzo Państwu dziękujemy i życzymy miłego dnia. Jest to bardzo promocja, muszę to przebrać.